Bună dimineața! Cum ai dormit? Prost. Șederea asta nu-mi face deloc bine. Doctorul Iulamila spune că mai ai mult până să te vindeci. Și pe urmă poterele sunt pe urmele dumitale. Te caută toți, ca orbeții. Ce le-ai fi făcut de te urăsc atât? Parcă n-ai ști. Zilele mele trec greu. Dumitale, ce spas? Mergi la București, te întâlnești cu Muscalini, cu regaliștii, târguiești de la cupesc ce vrei. Adică îți trece timpul mai ușor, dar eu... Crezi că o să mă fure un neguțător crisovelit? După știința mea, nu o să te fure un negustor crisovelit, ci un boier, un litinant. Nu, ai și aflat. Le umblă gura la muierile astea, dar o să le scurtez eu limba într-o zi. Și dacă ar fi așa, ți-ar părea rău? De ce nu? Ei, Holtei bătrân de pe vremea lui Ghica împușcatul. Nici ochii nu stau bine în cap. N-a avut altă treabă cum natul meu Deivos decât să te aduc aici. Pagubă și păcat. Poznă ce ești. Tot n-am aflat ce-i cu domnia ta până acuși. Ar să știi cine e un alt de pierd de vară ca mine. Să-ți spun drept. Nu-ți cine știe ce curioasă. Am cu cine vorbi. Am societate. Dar când îți pică în ogradă Dita mai dragonul, un hoț favorit, cum arăți? Ca unul care vindea mere de pe vremea lui Sturza. Intri la idei. Asta cam așa e. Și nu ți-ar place un pezevenchi ca mine? Arăți ca un sălbatic. Se vede că s-au scumpit sănile și zurgălăi când te-ai născut. Ce vrei să zici? Ce să zic? Că după ce m-am învârtit la Paris și în Italia, am ajuns aici la tine să te oblojesc. Un baron brișc. Un haiduc de cotru. Un destrămat. Oțomanule, bandit de cotru, o să te spun cunatului meu să te dea pe mâna alora care te caută, să te bată la falangă!